Râzi cu Sergiu și Andrei. Dimineața la Kiss FM. Auzi, scumpule? Ți se pare că m-am mai îngrășat? Păi... Am fost un bou, că am zis că ai mai pus pe tine. Dar nu cred că era necesar să mă înjuri și să arunci cu farfuria în mine. E tardiv să cred că mă vei mai ierta, când încă o farfurie zboară în fața mea. Închid ochii și spun, prostule, ce faci? Nu mai vorbi, doar ascultă și taci. Dorm în sufragerie sau dormi iar pe cobor? Tu te superi pe mine prea ușor, ușor, ușor. Dorm în sufragerie și mă gândesc la noi, că vei avea dreptate, dragostea se face minim doi. Știi ce frumos era? Dormeam în dreapta ta, iar tu mă dezveleai ușor, 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 ușor. Asta e o gafă între sute pe care tu le faci mereu. Prostia nu e o calitate și am realizat că mama mea avea dreptate. Dar eu încă sper că te mai pot schimba, că pot să mai repar ce-a stricat mai cât da. Îmi pare rău, Andrei, dar nu mai merge așa. Arată-mi inelul sau dispar din fața mea. Nu vreau să fii tristă, vreau să fii fericită. Tu, baby, nu ești grasă, ești puțin mai împlinită. Acum încep cu priviri inocente, cu scuze proaste și complimente. Trebuie să înveți când să spui îmi pare rău, că uneori tu poți să fii cel mai mare bău. Dorm în sufragerie sau dormi iar pe cobor? Tu te superi pe mine prea ușor, ușor, ușor. Salut! Dacă ți-a plăcut clipul ăsta, te invităm să te abonezi la canalul nostru. Și dacă vrei mai multe clipuri amuzante și invitați speciali, dă click aici. Dacă vrei, adică noi nu insistăm. Nu te forțăm sau ceva. Dar noi am muncit un pic pentru ele. Plus că luminile astea costă. Eu m-am trezit la 5. Ah. Hai, te rog, dă click!